Continuăm jurnalul AgroTV. Criza îngrășămintelor va rămâne un subiect de actualitate și în următorii ani, o spun specialiștii din domeniu. Pe fondul războiului din Ucraina, chiar și puținele fabrici de îngrășăminte care încă mai sunt funcționale în Europa, probabil se vor închide. Subiectul a fost dezbătut în direct la AgroTV, unde noul realizator al emisiunii Agricultura o șansă pentru România, Constantin Rudnitski, a dialogat cu jurnalistul Bogdan Tudor și cu Mihai Moraru, fondator și acționar AgroEst Muntenia. Este un moment care va schimba foarte mult conjunctura internațională pe piața de cereale și nu doar, pentru că cele două țări implicate în conflict, Rusia și Ucraina, au o participare foarte mare la piața grâului, la piața uleiului de floarea soarelui, la piața cartofului și cu siguranță, dacă Doamne ferește, acest conflict nu își va găsi o finalitate bună cât de curând, vom asista la blocaje consistente pe piața de cereale. În același timp, efectul imediat pentru noi în România este că am terminat anul trecut și am început acest an cu criza de îngrășăminte și aveam foarte multe livrări programate cu îngrășăminte din Rusia și Ucraina în România la acest început de an. Acum suntem toți conștienți că nu va mai veni nicio tonă de îngrășăminte de acolo și criza pe care aveam la final de an se va acutiza. Să știți că opțiunile sunt foarte reduse aici. În primul rând pentru că în România știm că nu avem niciun combinat funcțional la ora aceasta. În Europa, 3/4 din combinate sunt închise și cele care mai funcționează pentru piețele locale și la o cotă de avarie. Probabil că dacă se va opri sau se va renunța la alimentarea cu gaz din Rusia și acestea se vor închide. Și atunci mai rămân cele de proveniență Orient, atât, altceva nu avem în momentul de față. Mai sunt produse lichide care vin dinspre Statele Unite ale Americii, dar pot să spun că aici avem noi o problemă de dotare tehnică a fermierilor din România, în a le folosi pe scară largă, cel puțin în viitor apropiat. Deci nu avem foarte multe opțiuni. Singura opțiune pe care o au fermierii este să investească în nutriția foliară. Asta este singura variantă și eu pot să le spun că cei care până acum ziceau, domnule, nu dau cu fertilizant foliar că e apă de ploaie, trebuie să-și gândească un pic poziția. Pentru că piața a avansat foarte mult în acești ultimi 10 ani și Europa de Vest asta face, nu de acum în această criză, o face de 5-6 ani. A mutat foarte mult din nutriția pe îngrășăminte solide, pe nutriția aplicată fie la rădăcina plantei, fie foliar. Din mai multe motive, restricțiile europene de mediu, costurile mai mici și rezultatele mai bune. Asta trebuie să facă și fermierul român. Deci dacă fermierul român așteaptă ca piața de îngrășăminte solide să-și revină peste noapte, nu se va întâmpla. Fertilizarea culturilor este o etapă fundamentală în vederea asigurării unui răspuns vegetativ eficient și pentru randament optim. Este important ca un distribuitor de îngrășăminte să dozeze corect cantitatea de substanțe nutritive pentru a evita pierderea produsului sau deteriorarea culturilor, avertizează specialiștii de la compania Dicorland. Un echipament de fertilizare bun se alege după materialul din care este confecționat pentru a rezista cât mai mult în timp, dar și după precizia de dispersie a materialului, a ușurinței de reglare, a capacității de încărcare și în funcție de manevrabilitate. Dicorland vă propune Primo EW Isotronic, dezvoltat pentru agricultura de precizie. Mai multe detalii găsiți pe site-ul companiei dicorland.ro. Oh, 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 oh
În vestul României, combinatul agroindustrial Curtici este un etalon în agricultură și zootehnie. În această perioadă este însă puternic afectat de scumpirile la gaze, energie, furaje și îngrășăminte. Dimitrie Muscă, directorul societății, spune că dacă situația nu se va reglementa, în 2 luni intenționează să lichideze efectivul de animale. În exclusivitate pentru AgroTV, el a făcut mai multe declarații pe acest subiect. Pe mine mă costă să fac pierdere de 30-35 de euro pe un purcel. Fac pierdere între 150 și 210 lei pe fiecare cap de animal care îl duc la 100 de kilograme. Este pierdere din prețul cerealelor, din prețul furajelor, a șroturilor, a aminoacizilor, din prețul energiei electrice și a gazului și așa mai departe, care vrând nevrând sunt în ăsta. Nu avem ce face. Atâta timp cât în supermarketuri se vinde ceafă și cotlet cu 12 lei kilogramul, consideră cineva că este normal, este un lucru care ne împinge pe fermierii români să închidem, să ne ducem spre colaps și să vină să fim ținuți cu tot ce trebuiește din Uniunea Europeană sau din afara țării. Asta este interesul. Nu-i vizibil la față de masă. Dar nici nu suntem proști să nu gândim că asta se percepe până la urmă. Știți că se punea la un moment dat problema plafonării prețurilor la alimente. Domnul Ghinea, mai asta ne trebuiește. Prostia cât este de mare, că am auzit-o susținută. Deci eu v-am spus, la un preț, deci la ceea ce am făcut, la pierderile pe care le fac, sunt la un preț de referință de carcasă la 8 lei kilogramul de carcasă. Dacă îl putem plafona la cât vrea, ne-l plafonează. Domnul Ghinea, știți ce facem? Mai facem o pierdere de lună, două și lichidăm tot. Lichidăm. Nu avem de ales. Ne mândrim că suntem al doilea producător de porumb al Europei, după Franța, dar lucrurile nu sunt chiar așa cum par. Productivitatea țării noastre este departe de media europeană, existând un decalaj tehnologic uriaș, este de părere Cristina Cionga, directorul pentru afaceri europene al Asociației Producătorilor de Porumb din România. Mai multe pe acest subiect aflați în materialul pregătit de colegii mei. În ultimul deceniu, România a avut 4,9 tone la hectar la această cultură, față de 11 tone în Spania, 10 tone în Italia și 9 tone în Franța. Așadar, putem spune că există un decalaj tehnologic uriaș, spune Cristina Cionga, potrivit Agerpres. Tocmai din acest motiv, Asociația Mândru că sunt fermier a încercat să se dezvolte pe două componente de bază. Una este reprezentată de o cercetare în câmp, o rețea independentă de testare a hibrizilor, soiurilor și produselor de protecție a plantelor, mai nou și altor soluții de digitalizare pentru agricultură. A doua componentă, foarte transparentă, este cea de advocacy, dialog civil, care urmărește ceea ce se întâmplă la București și la Bruxelles în legislația legată de politicile publice din domeniul agriculturii și încearcă să o îmbunătățească, a adăugat Cristina Cionga, director pentru afaceri europene al APPR. În acest sens, asociația și-a dezvoltat foarte mult comunicarea, urmărind să ajungă nu doar la fermieri, ci și la publicul larg, pentru a arăta ceea ce înseamnă agricultura în societatea românească, ceea ce înseamnă agricultura în societatea europeană în general și care sunt nevoile de dezvoltare. Nu în ultimul rând, încercăm să ajungem și la cei care sunt acum în formare, în universitățile tehnice de agricultură din toată țara, a mai spus Cionga. Cu toate acestea, potrivit reprezentantei APPR, este destul de dificil să atragi tinerii și să-i pregătești cu adevărat pentru agricultură, din cauza legislației în domeniu. Am vrut să luăm studenți și elevi de liceu din ani terminali pentru a face practică în rețeaua de testare independentă a APPR. Înțeleg că este o mare problemă cu strategiile de practică plătite, pentru că noi ne-am fi dorit să plătim acești copii, nu neapărat să beneficiem de legislația care înțeleg că nici asta nu este funcțională, a mai precizat Cristina Cionga. New Holland este o marcă recunoscută de către fermierii din întreaga țară pentru eficiența excepțională și atenția la cele mai mici detalii ce garantează confortul agricultorului, promptitudinea serviciilor oferite și protecția mediului. Agroconcept, importator și distribuitor exclusiv al mărcii New Holland în România, vine constant în sprijinul fermierilor români, cu soluții care nu îi vor dezamăgi. De acest lucru s-a convins și Liviu Țăpuș, din Cobadin, județul Constanța, care a fost înregistrat ca primul client al companiei în urmă cu 6 ani. Atunci, fermierul dobrogean achiziționa un tractor New Holland. Acum a venit vremea să își mărească parcul agricol și să cumpere de la aceeași firmă o combină de ultimă generație.
Suntem nu numai la un client vechi, dar suntem la cel mai vechi client al nostru. Este primul nostru client de acum 6 ani de zile. Am semnat cu dânsul primul contract AgroConcept din istoria companiei. Practic, primul om care ne-a acordat încrederea atunci când am intrat pe piață. Am semnat cu dânsul și al doilea contract, practic, pentru că și-a cumpărat și un tractor după ce și-a cumpărat prima combină. Și acum, la aproape fix 6 ani de atunci, mai livrăm o combină. Motiv pentru care suntem, de fapt, aici, să sărbătorim împreună. Fiecare zonă este o altă poveste. Contează foarte mult relația pe care fermierul o are cu vânzătorul, cu omul de vânzări, cu reprezentantul de vânzări din zonă și cu echipa tehnică care intervine, care ajută, care susține fermierul. De asemenea, contează foarte mult marca pe care o vinzi, cât de bine se pretează ea necesităților fermei și fermierului și cred că aici avem toate aturile. Avem un brand grozav, în Holland este zona de combine, o marcă cu care greu își găsește competiție. Avem echipe tehnice care deja au toată experiența necesară ca să o acorde, ca să acorde fermierului orice suport au nevoie și suntem o companie care și-a atins vârsta necesară ca să se recomande în piață cu încredere. Suntem în ferma domnului Țăpuș, care de data aceasta a ales să cumpere de la noi o combină din gama medie, din combinele pe cai, combinele convenționale. Vorbim de un CX690, o combină echipată cu motor de 8700 de litri, cursor 9. Combina are un buncăr de 2300 de litri și un tub de descărcare de 5,5 metri, cu o capacitate de descărcare de 100 de litri pe secundă. Dotări speciale față de combinele care mai sunt în piață. Avem, în primul rând, separator rotativ la această combină, considerată ca și a treia tobă. Avem sistemul de cernere de triplă cascadă. Ce este în evidență acest sistem unic? Acest sistem, pe lângă faptul că toate sitele le avem sub vânt, ne oferă o suprafață mai mare de separare. Și atunci implicit o viteză mai mare de înaintare a combinei, o capacitate de recoltare mai mare la finalul zilei. De aia am și cumpărat-o ca să mă ajute, pentru că între timp terenul pe care îl exploatez, suprafața pe care o exploatez s-a mărit și trebuia ceva mai perfumat, o combină mai fiabilă și am făcut programul IPEC, am dat-o pe cea veche și am luat alta nouă. Din punctul ăsta de vedere, sper să fiu mulțumit la prima vedere. Pare un mastodon pe lângă cea pe care am avut-o până acum și sper să-mi fac treaba de zi cu zi, care întotdeauna apare într-o fermă. Pasionat de agricultură, un fermier iscusit din județul Arad a reușit prin multă muncă și cu multe sacrificii să dezvolte ceea ce astăzi este una dintre cele mai importante ferme din județ. Fiind o persoană deosebit de calculată, adepta unei planificări minuțioase, Dan Herțeg știe că fiecare bănuț investit trebuie să genereze profit. Sfatul lui pentru fermier este să ia serios în calcul investițiile în depozitare. Amănunte interesante aflați în materialul următor, marca Ovidiu Ghinea. Dacă noi gazele României am depozitat vara și le-am scoate iarna la consum, la oameni, la casnici, la industrie, mai puțin probabil că ei sunt mai primii întreruptibili, mă refer la cei cu îngrășămintele, de exemplu. Tot așa este și la depozitare. Dacă faci o magazie de 1000 de metri pătrați, ai un cost undeva de 200.000 de euro, de 1 milion de roni, de 10 miliarde în bani vechi. Acei bani, dacă e la bancă, se giresc cu ceva colateral. Eu nu mă ascund, am avut casa girată până acum 3 ani. Și vedeți cam ce am făcut, dar am ținut casa girată pentru că banca a avut o mare încredere în mine în momentul în care am zis, n-am o problemă, eu girez și casa. Ca el să nu zică bancherul, bă, ăsta girează altceva, că nu vrea să-mi dea banii. Și-o gira și casa. Tot așa trebuie să riscăm un pic, să ne schimbăm mentalitățile, că nu mai lucrăm cu banii băncii. Să știți că toată lumea s-a dezvoltat pe banii băncilor. Dacă credem că lucrăm numai din cât producem noi, nu o să ne mai dezvoltăm, părerea mea, niciodată. Și se vede că nu ne dezvoltăm, de-aia tot mai mult teren se pierde în România, îl cumpără alții care vin cu banii băncilor și îl cumpără și se dezvoltă. Iar revenind la depozitare, la un 10 miliarde 200 de mii de euro, dacă depozitează omul 5.000 de tone de grâu și câștigă ca anul acesta
500 de ron, 600 de ron, tot pe banii, pe banii băncii, bani tot luat împrumut ca să-și plătească input-uri și tot ce are furnizori, câștigă undeva la 20 de miliarde de bani vechi, aia înseamnă hala plătită poate într-un an bun. Hai să zicem 3 ani, cu dobândă, cu tot. Cred că în ăștia 30 de ani nu trebuie să avem 10 hale, fiecare putem să avem măcar una, să nu ne mai plângem, să dăm grâul la capătul parcelei și primăvara să plânge că s-au scopit îngrașămintele și motorina. Putem să ne echilibrăm și noi un pic balanța dacă ne socotim, dacă am devenit un pic mai socotiți și mai calculați, ar fi mai bine, eu cred, pentru toată lumea. Una dintre cele mai importante etape în cultivarea plantelor este cea de semănat, esențială pentru înființarea unei culturi. Fermierii urmăresc uniformitatea culturii, dar și capacitatea acesteia de a porni în vegetație. Semănătoarea emzurii este soluția momentului. Mai precis, utilajul este un ansamblu de semănat cu o singură trecere, având posibilitatea de a schimba distanța dintre rânduri. Ansamblul de semănat se poate folosi atât pentru semănatul culturilor păioase, cât și a culturilor prășitoare. Distanța mai mare între rânduri oferă plantelor un acces optim la lumina soarelui, nutriție, contribuie la dezvoltarea bioticii solului, eliminând problema colectării resturilor vegetale între elementele de lucru. Unitatea emzurii face diferența de alte semănători prin economia consumurilor, motorinei, etc., oameni, tractoare, toate lucrările într-o singură trecere. Avem prelucrarea solului, fertilizarea solului, plus semănatul. Partea de fertilizat se aplică cu partea de scalificat. Noi o să avem îngrășămintea la ce adâncime băgăm scalificatorul. Dacă o să-l băgăm, ea merge maxim 25 cm scalificatorul, de la suprafața terenului până la 25 cm cât băgăm scalificatorul, să avem o perdea de îngrășământ. Nu-l pune grămadă, nu-l pune sub trân deasupra rândului. După aia avem partea din spate de semănat, e foarte ușor de reglat, putem regla semânța la cât dorim noi. Lucrăm și cu Precision Planting, care se face semănatul pe satelit, pe numărul de plante, absolut tot. Probleme scumpit motorina, probleme scumpit groșemințe și asta datorită tehnologiei acesta. Noi putem să rămânem la nivelul de prețuri motorine și groșemințe, nivelul 2020-2021. Adică ca datorită economiei, cum o economisește, nu perdând producție la hectar. Как мы посмотрим, что у нас сейчас делается в мире, да, какие тут условия, просто проблема с влагом, проблема с прайсом, удобрение за зерно, проблема с временем. Люди просто начинают понимать, да, что есть только один хороший выход из этой ситуации. Это технология Мзури Протил. Comparativ față de clasic cu Мицури, economie în primul rând la buzunar, pentru că tehnologia normală aveam un consum de vreo 48 de litri la înființarea culturii de grâu, iar cu Mițurile am semănat cu 22. Mi se pare cel mai interesant când se pierde apa din sol. Că lucrări le facem cât este nevoie, dar când se pierde apa din sol și e deficit de apă mare, atunci e o problemă clară. Prețurile la utilități au depășit orice așteptări, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru moment, statul nu are măsuri de susținere pentru noi utilizatori casnici, nici pentru administrațiile locale. Se descurcă fiecare cum poate. De exemplu, în comuna Jurilov, ca județul Tulcea, aleșii au decis să oprească curentul electric și iluminatul public din timpul nopții. În acest fel încearcă să diminueze presiunea financiară pe bugetul local și așa insuficient. Un material în exclusivitate pentru AgroTV filmat la gurile Dunării. Odată ce prețul utilităților a crescut, administrația locală din Jurilovca a luat măsuri extreme. Mai precis, iluminatul public va fi oprit între orele 0 și 4 dimineața. Ne facem calcule de la zi la zi, putem spune, cum vom reuși să trecem această perioadă, pentru că
avem niște tarife și la ceea ce înseamnă furnizarea de apă potabilă, canalizare, iluminat public, dar așa cum avem aceste tarife, nu putem să susținem asigurarea 24 din 24 a utilităților. Adică astăzi când stăm de vorbă poate pare simplu, dar eu trag un semnal de alarmă și spun că lucrurile sunt foarte complicate. Am să dau un exemplu și profit pe această cale, poate aud și vor auzi cu siguranță și locuitorii din comuna Giurilovca. În următoarea perioadă, pe iluminat public, între ora 12 noaptea și 4 dimineața, vom programa stingerea iluminatului public pentru a reuși să facem o economie și pentru a nu mai fi nevoiți să creștem impozitele în situația în care trebuie să acoperim aceste cheltuieli. Deci căutăm soluții fără a afecta bugetele locale pe de o parte, fără a afecta bugetul oricărei familii care locuiește în Giurilovca, să încercăm să găsim o linie de mijloc, spun eu. Dar aceste soluții sunt soluții temporare. Ceea ce doresc eu sau ce mi-aș dori eu și cu siguranță nu numai eu, este ca decidenții de la București să înțeleagă și vorbeam de PNRR, acolo unde vedem că sunt ceva bani prinși, într-adevăr, este o sumă, dar nu știu dacă este suficientă și trebuie analizat foarte bine, singura soluție din punctul meu de vedere pentru autoritățile publice locale este de a-și face propriile parcuri fotovoltaice, măcar dacă nu poate 100%, măcar un 60-70% să-și poată acoperi cheltuielile sau producerea de energie electrică. Pentru că altfel, dacă astăzi, eu am să dau niște exemple clare, avem strategia apei potabile și aprobată și chiar ieri am ridicat licența pentru apa potabilă cu 3 lei pe metru cub de apă, dacă continuăm așa, trebuie să o facem 8-9 lei. Imaginați-vă ce înseamnă acest lucru pentru o persoană de la țară, pentru o persoană învârznică, unde pensia este de 3-400 de lei. Deci sau chiar și 800, ce să iei mai departe, sau 1000 de lei. Deci insuficient. Știm foarte bine, pentru zona rurală mai ales, 60% dintr-o pensie minimă chiar se duce pe medicamente. Bani europeni pentru afacerea ta. Vrei să știi ce și cum să faci ca să ai mai mulți bani pentru ferma ta? Imediat după jurnal, în Agricultura la Raport, moderată de Ovidiu Ghinea, experții în obținerea fondurilor europene vor răspunde la chestiunile legate de acest subiect, banii europeni. Pregătiți-vă așadar întrebările pe care le așteptăm și pe pagina de Facebook a emisiunii. Cred că toți cei care urmăresc AgroTV și implicit Agricultura la Raport știu că seara de marți este dedicată accesării fondurilor europene. Ei bine, nici această ediție nu va face excepție, tocmai de aceea vă invit pe toți cei care doriți să accesați bani europeni să ne urmăriți cu mare atenție, pentru că, ca de fiecare dată, vom veni cu informații noi, cu informații care vă pot ajuta să puteți intra în posesia acestor bani europeni. Cred că telespectatorii noștri cunosc deja procedura, una extrem de simplă. Ne transmiteți întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook AgroTV sau la numărul de telefon afișat pe ecran, iar toate mesajele, toate nelămuririle dumneavoastră vor primi răspuns de la invitații mei din această seară. Așadar, Agricultura la Raport în câteva minute. Jurnalul AgroTV se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit și pe platforma Media AgroTV pentru a fi la curent cu toate noutățile din sectorul agricol. Vă doresc tuturor o primăvară senină și frumoasă! La noapte, cerul va fi variabil cu înnorări persistente în jumătatea estică a țării, unde temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 6 și 1 grad. Mâine vremea va fi rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, deși valorile termice vor crește ușor în jumătatea estică. Cerul va avea temporar înnorări și se vor semnala precipitații locale în nord-est și est, pe arii mai restrânse în sud-est și doar pe alocuri în rest. Acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, predominant ninsori în Transilvania, mixte în Moldova, Muntenia și Dobrogea și mai ales ploi în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 9 grade.